Bună seara, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă emisiune pe final de săptămână, dar finalul de săptămână nu înseamnă că activitatea instituțiilor de conducere, îndrumare și control, instituții publice deconcentrate, nu funcționează. Ba din contră, vedem că se lucrează la parametrii maximi. Toate instituțiile din România, din județul Gorj, din Târgu Jiu, își fac datoria cu vârf și îndesat. În această seară, pentru că sunt foarte multe aspecte de lămurit, de prezentat către dumneavoastră, am plăcerea de a analiza activitatea Gărzii de Mediu Gorj prin prisma invitatului nostru. Doamnelor, domnilor, domnul Gheorghe Sanda, comisarul șef al Gărzii de Mediu Gorj, este lângă noi în această seară. Stimate domn, bună seara, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună seara, bine v-am găsit dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Concludeam noi la finalul unei emisiuni anterioare că la dumneavoastră în instituție nu prea se poate respira, în sensul că nu putem spune, domne, astăzi ne relaxăm, astăzi nu avem activitate. Din contră, că lucrați cu agenții sau verificați agenți economici, că verificați entități de stat, nu se poate spune așadar că există o zi de relaxare la Garda de Mediu. Activitate, 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 poate uneori peste capacitatea fizică, mă refer la numărul de angajați pe care îi aveți. Da, a sesizat corect problematica. Suntem 10 comisari care ne ocupăm de toate problemele care apar pe linie de mediu în județ. Suntem singura autoritate de control în domeniul protecției mediului. Nu neg faptul că desfășurăm și o activitate, așa în ghilimele spus, de dispecerat. Există 2 comisari permanent care răspund la un telefon de permanență. Asta se întâmplă de multe ori și sâmbătă și duminică, când oamenii își lasă familiile și merg în teren pentru a soluționa diverse incidente de mediu. Cu toate astea, încercăm să reducem la maxim nemulțumirile cetățenilor cu privire la promptitudinea cu care acționăm, deși în ultima perioadă se observă o creștere accentuată a numărului de petiții de la cetățeni. Sunt din ce în ce mai revoltați de faptul că nu li se soluționează gramnic sesizările. Evident, termenul legal de soluționare a unei petiții este de 30 de zile. Nu toată lumea înțelege că sesizarea dumnealui este prioritară în contextul celorlalte activități ale noastre. Unii înțeleg, alții nu înțeleg. Colac peste toate, putem spune că facem efortul susținut pentru a satisface toate dorințele cetățenilor și pentru a aplica legea așa cum ea a fost scrisă. Dacă ar fi să riscați un pronostic din raportat la numărul total de sesizări, nu știu, într-un an de zile, cam cât se verifică din ceea ce spun oamenii acolo când trimit reclamația către dumneavoastră? Nu a existat o sesizare care să nu fie verificată și nici nu va exista. Cât se verifică ca fiind autentică, reală. Ah, da, corect. Se estimează așa un procent, cred că 60-70% sunt reale și trebuie verificate și luate măsuri în consecință, dar mai sunt și sesizări care nu sunt fondate, dar suntem obligați să verificăm, să le dăm răspuns, să facem tot ceea ce e posibil pentru ca oamenii să înțeleagă că unele dintre ele nu țin de competența noastră, trebuie să înțeleagă că le redirigem către alte entități cu drept de control. Sigur, nu toată lumea cunoaște fiecare activitate a fiecărei entități de control, dar facem și această muncă de lămurire a cetățenilor în ideea de a soluționa problema pe care ne-o sesizează nouă către alte entități. Încercăm să avem un dialog direct cu ei pentru că vrem oarecum să scurcircuităm procedura. Orice sesizare greșit întocmită la noi trebuie redirecționată într-un termen. Eliminăm aceste formalități și dacă omul vine cu plângerea în mână, spunem, domne, nu este de competența noastră, mergem la instituția cutare pentru că acolo găsiți soluționare. Tocmai pentru a scurta timp și a da posibilitatea oamenilor să fie mulțumiți. Cele mai multe dintre sesizările cetățenilor, vorbind de persoane fizice, se adresează sau vizează entități publice de stat sau agenți economici? În general, în ultima perioadă sesizăm tensiuni între cetățeni. Există o grămadă de petiții care se reclamă unul pe altul. Așa cum vă spuneam, unele petiții sunt fondate, unde și aplicăm măsurile legale. Toate lucrurile astea vin ca urmare a faptului că sunt nemulțumiți de către edili.
pentru că de fiecare dată cetățenii se adresează primăriei din localitate, acestea nu totdeauna răspund la dorințele lor, ba chiar uneori nu le dau răspuns, deși da, se adresează, nu-i bagă în seamă, și atunci oamenii, auzind, se adresează altor instituții ale statului. Atunci intervenim și noi, luăm la întrebări și primăria, din moment ce a avut o sesizare, de ce nu a soluționat-o, încercăm noi direct să o soluționăm în favoarea cetățeanului. Finalul verii sau a doua parte a verii și începutul sezonului următor, adică toamna, este sau reprezintă perioada propice pentru un inamic din ce în ce mai periculos în ultimii ani. Vedem că a crescut exponențial numărul cazurilor de persoane afectate de acea plantă buruiană, cum îi spun bătrânii, ambrozia. Iată, eu am rămas perplex când am citit prima oară, acum 2 ani, un material despre efectele acestei plante nenorocite. Se poate manifesta sau se poate întâmpla ca o persoană care n-a avut niciodată în viața lui probleme, subit, supus, să zic așa, impactului cu ambrozia, să la acea persoană să se declanșeze o stare generală de rău absolut fantastică. E bine, cum poate fi stârpită aceasta? Pentru că suntem la final de vară și încă există ambrozia. Din păcate așa este. Se pare că efectele sunt necunoscute, în sensul că, așa cum spunea și dumneavoastră, persoane aparent sănătoase devin alergice imediat la polenul de la această plantă. Legislația actuală, în special legea 62, prevede ca mai multe etape în combaterea acestei probleme. În primul rând, în luna iunie, iulie, ar trebui să se facă, că nu peste tot se face, o identificare a tuturor locațiilor cu această plantă. Se înștiințează în scris proprietarul de teren pentru a curăța acest terenul de plantă și abia după aceea, în situația în care lucrurile nu s-au respectat, prin poliția locală sau prin alte persoane desemnate, administrațiile publice locale sunt obligate să ia măsuri contravenționale cu persoanele care nu au curățat acest teren. Din păcate, așa cum vă spuneam, în această perioadă abundă sesizările de acest gen și la noi, prin care, evident, constatăm că ba waterul nu și-a făcut datoria, ba poliția locală nu și-a făcut datoria și trebuie să intervenim noi asupra titularilor de teren pentru a curăța această plantă. Cred că și aici, în Târgu Jiu, avem astfel de... Cele mai multe sunt la marginea orașului Târgu Jiu, pentru că e și suprafață de teren mai mare, e și suprafață de teren care nu este cultivată și toate acestea au permis dezvoltarea acestei plante. Iar încă o dată vă spun, nu am auzit, cel puțin eu, de o substanță care a-l distruge în totalitate pentru totdeauna. Da, extrem de puternică, dispare poate acum, nouă smulși cu totul și apare... Dispare atoma, de aceea trebuie cosită de fiecare dată când apare, ca să nu ajung în acea fază de polenizare, de fapt polenul fiind cel care provoacă alergii la oameni. Da, îngrijorător este faptul, spuneam eu mai devreme, a crescut substanțial numărul persoanelor afectate, iată dovadă că cineva nu-și face treaba și de obicei sunt proprietarii de terenuri. Da, și de fiecare dată când apare o sesizare sau un alt semnal cu privire la aceste aspecte, intervenim prompt, este o prioritate a activității noastre, deci nu lăsăm 30 de zile, imediat intervenim ca să distrugem acea plantă în zona respectivă. Amenziile sunt mari pentru cei care vor pur și simplu să-și curețe terenurile. Amenziile sunt de 10.000 de lei, deci pot fi sancționați titulare, fie că este persoană fizică, fie că este domeniu public, fie că este firmă privată, pot fi sancționat. Am înțeles. În această perioadă cred că sunt în plină, să spunem, manifestare și controle la diverse instituții ale statului. Știm că periodic aveți o relație atât de colaborare cu ceea ce înseamnă entități de stat, că discutăm de primării, că discutăm de alte asemenea organisme, dar și de, nu știu, prevenție pe anumite teme de protejarea mediului. Pentru că România sau românii au așa mici carențe în ceea ce înseamnă protejarea mediului și de aici apar tot felul de situații problematice. Da, într-adevăr, într-a doua perioadă a anului, în fiecare an calendaristic, derulăm control la toate unitățile administrativ-teritoriale din județ. Tematica acestui control este destul de amplă, vizează absolut tot ceea ce ține de deșeurile provenite de la populație, de la obligațiile de plată la fondul de mediu pentru anumite ținte de reciclare nerealizate, până la
colectarea selectivă și realizarea acelei ținte de reciclare. Controlul nostru vrea să scoată în evidență cum ne poziționăm vis-a-vis de anii anteriori, cunoscându-se faptul că până în 2025 va trebui, de fapt și acum trebuie să avem o țintă de reciclare de 50% din deșeurile generate. Urmând ca în anul 2026 să avem 60% și tot așa va crește creștere graduală. Trendul care se observă în Uniunea Europeană și care automat trebuie să ne aliniem și noi este ca aceste deșeuri eliminate de la populație să scadă în cantitate și în volum atunci când sunt depozitate la groapa finală. De ce? Pentru că aceste gropi aduc diverse probleme mediului și ca urmare trebuie să se reducă și ca volum și ca și cantitate, existând în acest moment fel de fel de metode de recuperare, de reciclare, de utilizare ulterioară a deșeurilor. Se pune problema unei piețe, dezvoltării unei piețe de valorificare a deșeurilor reciclate, pentru că și aici sunt anumite categorii de deșeuri care nu au piață de desfacere, adică noi recuperăm, colectăm selectiv anumite categorii de deșeuri, dar ulterior nu există o piață de desfacere a lor. Astfel încât să poți să le duci undeva astfel încât să le bagi în folosință, să le dai un anumit ciclu de folosință. Problemele sunt destul de complexe. Ministerul Mediului a lansat deja o campanie de colectare selectivă a deșeurilor. Asta presupune ca colectarea să se înceapă de la populație, pentru că e cel mai simplu și cel mai corect mod de colectare selectivă a deșeurilor. Asta se încearcă începând de acest an prin OAT-uri, asta încercăm și noi prin controlele noastre, să ridicăm ținta de reciclare a deșeurilor, încercând să sensibilizăm populația în această activitate. Prin urmare, am gândit tot felul de strategii și metode pentru a ne face înțelegi în rândul administrațiilor publice locale, în rândul în special a primarilor, pentru că ei sunt cei care decid în teritoriu, în sensul de a fi înțeleși că această activitate de gestionare a deșeurilor, așa cum spune legea, printr-o reciclare mai mare, nu poate să aducă decât beneficii comunei și nici de cum cheltuieli în plus. Unii se pare că au înțeles și vedem pozițiile lor vis-a-vis de anii anteriori, alții, din păcate, consideră că sunt alte priorități la nivelul comunelor verificate și prin urmare suntem obligați să aplicăm legea, să dăm sancțiuni. Poate în felul ăsta vor înțelege că deșeurile trebuie colectate într-un anumit sistem, nu mai trebuie aruncate, nu mai trebuie amestecate. Lucrul ăsta va fi dus și către sfera operatorilor de salubrizare, pentru că și ei au atribuții în reciclarea deșeurilor. Nu de puține ori am constatat noi, organ de control, că deși se strâng două fracții la populație, operatorul de salubrizare le ia și le aruncă în același loc, în aceeași mașină, amestecându-le. Adică nu s-a făcut nimic. Adică nu s-a făcut nimic. Tot ce are... Inclusiv cetățeanul care e responsabil, exact, încearcă. Tot oamenii scot la poartă cei doi saci, sacul galben, sacul negru, și salubristul vine și le aruncă pe amândouă în mașină. În schimb, am văzut și foarte mult dezinteres din partea unor cetățeni. Să vă dau doar câteva exemple. În zona de Barcader, până în urmă cu ceva timp, în spatele blocului unde stăteam, era montat inclusiv acel container galben pentru colectare. De două ori am vorbit cu domnul Popa, pentru că el gestiona atunci situația acelor containere. De două ori a fost ars. Evident, nu am văzut cine, n-a văzut nimeni cine, dar există și cetățeni rău intenționați. Poate cei care caută acel plastic, nu pot să-mi dau seama, pentru că știm că există și oameni care fac asta. Cert este că de multe ori este și răutate din partea unor cetățeni. Nu are sens să băgăm pe toți în aceeași categorie. Așteptăm cu interes o hotărâre de guvern care își începe aplicabilitatea din noiembrie de anul acesta, cu acel sistem de garanție returnare, SGR se numește, în care cetățeanul are posibilitatea de a returna anumite categorii de ambalaje, deșeuri, sticle de la 0,5 la 3 litri, oricărui magazin care vinde aceste produse ambalate,
și să-și recupereze banii pe acest ambalaj. Probabil este o noutate la noi în țară acest sistem de garanție returnare. Vedem cum va funcționa din toamnă. Noi sperăm să creștem prin acest mod ținta de reciclare, fiind cointeresat direct cetățeanul asupra returnării acestor ambalaje. Se regăsește un impact financiar, da, în buzunarul personal. Exact. În momentul când cumpără produsul respectiv, sticla de răcoritoare va include și acest preț al ambalajului. Ai consumat produsul, returnezi ambalajul și vei primi contracostul ambalajului, indiferent de la orice punct de vânzare. Adică pot să o iau de la Drăgoveni și pot să o duc în Târgu Jiu și să mi se recupereze banii. În Germania există de ani de zile o astfel de prevedere. Bine, sunt și mai avansați în ceea ce înseamnă politica de protejare a mediului. Știu de la comunitatea meu care stă acolo și îmi spunea că singura condiție ca să-ți primească și să-ți dea nu știu câți eurocenți înapoi pe ambalajul respectiv, la sticlă cel puțin, era ca eticheta să fie vizibilă. Bun, parțial ruptă, dar să fie vizibilă eticheta și se primește orice tip de sticlă pe care o duci înapoi. Cam pe modelul ăsta se încearcă și la noi. Deocamdată toți agenții economici au fost introduși într-o bază de date și să vedem cum începe acest procedeu de returnare a anumitor categorii de ambalaje. Ați riscau să spunem că ar fi un să spunem de un succes această intervenție a statului, pentru că teoretic ar trebui să aibă beneficii. Sunt convins, pentru că știu ce a fost înainte, pe vremuri când luai sticla de lapte și o duceai înapoi. Sunt convins că va fi un real succes în aplicarea acestui sistem și la noi în țară. Spuneați că din noiembrie va intra, da, sau se așteaptă. Da, se așteaptă să intre în... Da, teoretic ar trebui să fie un beneficiu pentru populație, pentru că dacă duci în fiecare zi 2-3 astfel de sticle, se adună. Cu siguranță. Se adună niște bani. Revenim la colectarea selectivă. Și din păcate, nu la depozitarea, să spunem, improprie, în condiții improprii, a gunoiului, a resturilor, rezultatul numai construirii unor sau dărâmării unor imobile. Știm că în alți ani parcă era mai mare numărul gorjenilor certați cu bunul simț. Anul ăsta n-am prea văzut foarte multe amenzi date pe acest considerent. În alți ani aproape că era săptămâna și cât un caz de persoană care, fie cu căruța, fie cu mașina personală, se duceau la marginea orașului sau pe unde se duceau și aruncau resturi, în special din construcții. Au înțeles cetățenii că nu este bine? Evident, acțiunile noastre din anii anteriori au și un anumit efect. Numărul cazurilor în care, cel puțin noi, am depistat astfel de abandonări de deșeuri din construcții s-a redus comparativ cu anii anteriori, dar asta și datorită măsurilor luate anterior, dar și a muncii de prevenire pe care o desfășurăm cu primarii, așa cum vă spuneam, pentru că ei au posibilitatea legală de a utiliza aceste deșeuri inerte în baza unor hotărâri de Consiliul Local pe anumite terenuri pentru ramblere. Deci nu trebuie să se plimbe oamenii cu molozul cu căruța pe nu știu unde, când dacă identifică primarul un asemenea teren, el poate să avizeze și să autorizeze acel teren, să-l amenajeze și să desfășoare ca loc de depozitare acestor deșeuri. Sunt deșeuri inerte, nu pot să spun că au un impact deosebit asupra mediului, dar asta este posibilitatea legală de depozitare și eliminarea lor. Deci foarte mult depinde, spuneți dumneavoastră, de autoritatea primar. Publică locală, da, de autoritatea publică locală, ei trebuie să stabilească la nivelul fiecărei comunități un loc. Dar doar pentru deșeuri din construcții. Numai pentru deșeuri din construcții. Pentru că aici este problema, omul înțelege că acolo este groapă de gunoi și pe lângă deșeul de construcții mai duce și deșeuri menajer. Asta este o problemă, dar asta este tot în sarcina poliției locale și a primarilor să urmărească, să facă cunoscut exact ceea ce prevede legea. E bine de știut, iată, spunea domnul Gheorghe Sanda, comisarul șef al Gărzii de Mediu, nu depozităm, dacă există o astfel de zonă în OAT-ul respectiv, la întâmplare moloz și restul de construcții cu deșeuri menajere, pentru că avem după aia altele pe cap. Știu că într-un an, nu mai știu dacă este în vigoare această chestiune, la un moment dat se indisponibiliza inclusiv vehiculul al celui care transporta aiurea. Da, așa este, arunca. Legislația s-a năsprit, ordonanța 92 prevede inclusiv sesizare penală pentru cei care dau foc
sau în groapă deșeuri. Păi vedem ce înseamnă focul răspândit acum. Deci cei care dau foc la deșeuri, automat este infracțiune și se face sesizare penală în vederea cercetării. Au rămas în vigoare și prevedere legislative atunci când este surprins transportând ilegal niște deșeuri, îi se confiscă inclusiv mijlocul de transport. Este obligat cel care săvârșește o asemenea faptă să ducă la eliminarea deșeurilor în condițiile legii contra cost. Este obligat să și le ia, să salubrizeze zona, să le dezgroape eventual dacă este prins îngropându-le. Am înțeles. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Ne revedem în câteva minute. Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime. Dotările tehnice și stația computerizate cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră. Personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Folosește energia solară de la Darkon Group, furnizor de servicii complete de energie regenerabilă cu peste 30 de ani de experiență antreprenorială și peste 950 de sisteme fotovoltaice instalate. Avem soluții pentru design, proiectare și dimensionare, livrare, montaj și punere în funcțiune, monitorizare, mentenanță și întreținere. Vizitează-ne pe fotovoltaic.darkon.ro și solicită informații pe e-mail fotovoltaic@darkon.ro. Protejează viitorul, dar cum grup? Energie fără compromisuri.
Dima și-a deschis porțile în Târgu Jiu. Cu aparatură ultra-performantă și o echipă de medici radiologi de elită, Medima Târgu Jiu este dedicată oferirii investigațiilor imagistice RMN și CT de cea mai înaltă calitate. Beneficiază de rezultate precise în cel mai scurt timp. Ne găsiți în Târgu Jiu, Alea Tigului numărul 1 și la telefon 0373 301 133. Medima, excelență în imagistică medicală și radiologie. Construiești sau îți modernizezi locuința, biroul sau spațiul de producție? Pentru instalațiile de încălzire, ventilație și climatizare te așteptăm la Tehnova. Cazanul Dominus pe lemn, alegerea inteligentă pentru casa ta. Cazane pe peleți cu durată lungă de exploatare, întreținere ușoară, autonomie ridicată și în plus 5 ani garanție. Casa ta merită doar echipamente de top. Pentru pompele de căldură, aer, apă, Energy Save, Suedia, te așteptăm la Tehnova, Craiova, strada Gârlești, numărul 121, Târgu Jiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 14A sau tehnova.ro. Bună ziua, băieți! Bună ziua, domnule! La revedere! Colectează în sacul galben hârtie, plastic, doze de aluminiu. Prin reciclare, deșeurile prind viață. Participă și tu. Mediul înconjurător depinde și de tine. Restaurant Dacia din Craiova este brandul de care aveți nevoie pentru reușita oricărui tip de eveniment din viața dumneavoastră. Cu un cadru exclusivist, Restaurant Dacia vă pune la dispoziție două săli, una cu o capacitate ce pornește de la 40 până la 100 de locuri și respectiv de la 80 până la 230 de locuri. Restaurant Dacia vă asigură aranjamentul sălii și cel floral, iar prețul unui meniu pornește de la 200 de lei. Vă așteptăm în Craiova, strada Caracal, la Complex Dacia și la telefon 0766 640 934. Restaurant Dacia, garanția unui eveniment reușit. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Am revenit, doamnelor, domnilor, cu a doua parte a unei emisiuni în care avem plăcerea de a vedea cum funcționează, care sunt activitățile curente, activitățile de zi cu zi ale Gărzii de Mediu Gorj, alături de domnul comisar șef al Gărzii de Mediu, domnul Gheorghe Sanda. Stimate domnă, un subiect pe care nu aș fi vrut să-l abordăm pentru că vedem câtă suferință a provocat. În linii mari, nu intrăm în detalii, știm că este din dispoziția premierului României o acțiune la nivel național care atinge și consecințele acelor explozii de la Crevedia. În toată țara sunt controle mixte ale unor entități de protejare a mediului, de verificare pe linie economică, documentație. Nu intrăm în detalii, dar știm că și în județul Gorj există, iată, de câteva zile bune, astfel de acțiuni la nivelul Gorjului. Da, așa este. Instituția Prefectului Gorj a emis un ordin pentru constituirea unor comisii mixte de verificare. De câteva zile se verifică mai multe societăți comerciale care desfășoară astfel de activități. Sigur, controlul este destul de amplu, având în vedere comisia, care componența comisiei, absolut multe entități care verifică. Spunea domnul prefect, mă scuzați, când a venit ultima, adică săptămâna aceasta la noi, spunea că ar fi 8-9 entități implicate în... Sigur, sunt 8-9 entități care verifică aceste schiduri GPL, dar nu numai asta, se vor verifica inclusiv stațiile de benzină, stațiile care au și carburant și GPL. La sfârșitul acestei ample acțiuni de control tematic, probabil se va face o conferință de presă în care fiecare
instituție participantă la acest control va prezenta un raport de activitate cu deficiențele și măsurile luate. Așa cum vă spuneam, suntem în plină derulare a acestei activități și sperăm ca Gorjul să nu aibă parte de evenimente așa cum s-au întâmplat la Grevedia. Da, și ne uităm că ieri a crescut numărul persoanelor decedate, s-a ajuns la 3, o a patra persoană, citeam aseară, nu ar fi cea mai, sau n-ar fi prezentată semne de ameliorare, până din contră starea sănătatei s-a înrăutățit. Doamne ferește de asemenea incidente, ne uităm ce înseamnă nerespectarea până la urmă a unei normalități, a legilor, a documentației. Adică ni s-a părut absolut fantastic că acel agent economic să nu mai aibă drept de funcționare de peste 2 ani, 2 ani și ceva și totuși acolo să se comercializeze, iată, în condiții improprii, dovadă exploziile, produse de natură petrolieră. Dar e, nu știu, e greu de crezut, dar uite că se întâmplă. Da. Să sperăm că în Gorj nu vor fi asemenea situații. Am înțeles, să mergem mai departe. Aveți iarăși un rol extrem de important în ceea ce înseamnă, odată pe linie, să spunem, sau și pe linie de protejarea mediului la păduri, în mediul forestier, alături de cei de la Garda Forestieră, dar în egală măsură aveți un rol vital și alături de cei de la SGA, cu protejarea albilor râurilor, în special pe prevenirea deversării gunoiului resturilor în albile râului. Iar aici România, cel puțin din ceea ce am văzut eu și nu numai în Gorj, prezintă niște carențe. Mi se pare de noaptea minții să nu aștept să vină mașina de gunoi să salte, pentru că știm că în 2023 nu prea mai sunt UAT-uri care să nu aibă un contract de ridicare gunoi cu o firmă. E bine, încă există cetățeni care aruncă aiurea în locuri improprii și de multe ori în albia râului sau în proximitatea albiei râului, iar lucrul ăsta nu face bine deloc mediului respectiv. Așa este. Constatăm și noi că au crescut numărul de semnale cu privire la poluarea cursurilor de apă. Poluare generată din fenomene din ce în ce mai diverse, care nu au fost cunoscute până în prezent, n-am fost semnalate până în prezent. Vă dau un simplu exemplu, tot ce s-a întâmplat în orașul Bumbejziu săptămâna trecută cu privire la semnalul pe care ne-au dat niște cetățeni cu privire la evacuarea unor ape fecaloid menajere într-un teren, se pare, public acolo, așa, un teren care era în proprietatea statului. Practic, ce se întâmplase, mai multe subsoluri de la blocuri deversau într-o rețea de canale pluviale, un cămin înfundat și toate astea au condus la evacuarea acestora pe terenul respectiv. E strigător de la cer ca atât operatorul de canalizare care acționează în acea zonă, atât reprezentanții primăriei. Nimeni nu vede lucrurile astea și nu se sesizează nimic. E strigător de la cer pentru că automat apa asta care intră într-o rețea de canalizare și, bineînțeles, printr-o stație de depurare, așa cum are SADU, se văd atunci cantitățile, debitele care intră în stație, că fluctuează. În condițiile în care nu avem precipitații și vezi că debitul în stația de depurare s-a redus considerabil, trebuie să existe o explicație și atunci trebuie luată pe fir și verificată ce s-a întâmplat. S-a spart undeva, s-a înfundat undeva, se varsă altundeva. Lucrurile astea, din păcate, nu prea sunt luate în serios de către cei îndrituiți să facă lucrul ăsta și se ajung la fenomene extreme, la aceste incidente de mediu pe care noi încercăm să le eliminăm în totalitate. Pentru că stabilim gradul de vinovăție al fiecărui entități care participă la producerea acestui incident și luăm măsuri drastice, pentru că nu e posibil așa ceva ca o asociație de proprietari să nu remedieze problemele pe canalizare, să facă acolo la subsol tot felul de... Se poate ajunge până la tragerea, la răspunderea... Inclusiv a proprietarilor și asociațiilor de proprietari, pentru că, așa cum se știe, blocurile sunt constituite în asociații de proprietari și nu ei au această răspundere. Da, până la urmă mi se pare normal, sub o formă sau alta, dumnealor să se ocupe și să ia măsurile. Nu le repară nimeni rețeaua de canalizare decât ei, pentru că de asta sunt constituite în asociații de proprietari. Nu intervine nici operator pe
pe blocuri, nici OAT-ul, nimeni. Ei trebuie să, prin asociație, să-și rezolve problemele. Și să facă acele demersuri. Da, nici eu nu aș avea toleranță, mă refer prin prisma amenzilor față de astfel de cazuri, pentru că pe termen mediu, nu mai zic lung, impactul este unul foarte, foarte mare asupra... Exact, exact. Adică s-au făcut investiții, s-au derulat proiecte cu rețele de canalizare noi, cu stații de epurare și noi încă ne mai împotmolim la subsolul blocurilor. Da. Este inadmisibil așa ceva, adică pentru ce s-au făcut aceste investiții? Dacă nu prea toate apele uzate, dacă nu se fac racordurile care așa cum trebuie ca să preia toate apele uzate. Sunt o grămadă de deficiențe care există la nivelul județului și pe care încercăm, vom avea controle tematice împreună cu cei de la Apele Române, acolo unde avem semnale și cunoaștem zonele critice ale județului în ceea ce privește aceste aspecte, vom avea controle comune cu ei la toate aceste administrații publice locale și vom lua la verificat absolut toate folosințele de apă și toate evacuările. Știm că aveți o relație în principiu foarte bună cu OAT-urile Gorjului, dar poate există și, să spunem, OAT-uri mai puțin interesate de o strânsă colaborare cu dumneavoastră. Ați întâlnit în ultimii ani, nu știu, atitudine refractară de nedorință de implicare din partea OAT-urilor sau din partea unor OAT-uri? În general, nu aș putea să spunem că există o atitudine refractară vis-a-vis de măsurile noastre, pentru că știu foarte bine că la noi legislația este semn de exigentă și amenzile au un cuantum destul de mare. Tot timpul am mers pe premisa ca banii să nu ajungă în bugetul statului grație unor ameni și să-i folosească pentru altceva, să rezolve problemele de mediu. Mi se pare absolut firesc, stimată doamnă, ca o entitate, în special o unitate administrativă teritorială, indiferent de numele ei, decât să dea banii pe o amendă, pe o neconformitate, să mențină acei bani din bugetul local, pentru că vorbim de banii publici, de banul cetățeanului, și banii respectivi să fie folosiți la orice altceva decât să plătești, culmea, niște amenzi pentru niște sarcini pe care tu, entitatea statului român, le ai și nu le îndeplinești. Cred că este în asentimentul celor spuse de dumneavoastră, e păcat să irosești banii publici. Așa este și anumite primării au înțeles, anumiți primari au înțeles foarte bine lucrurile astea. Mai sunt și primari care, așa cum vă spuneam, pun în lista priorităților alte probleme ale comunităților locale. Să sperăm că lucrurile vor ajunge pe făgașul normal în tot județul Gorj și atunci automat nu vom avea decât de câștigat, având în vedere faptul că problematica deșeurilor la nivel de țară, la nivel de Uniune Europeană, trebuie gestionată conform unor directive și nu putem să facem rabat de ele. Și apropo de problematica de mediu, e drept, recunosc că lucrul acesta n-am mai urmărit speța, nu știu dacă în ce stadiu ne aflăm, dar știu că la un moment dat România era în procedură de infringement pe probleme de mediu. Nu știu dacă ceea ce avem noi aici la Târgu Jiu, la marginea municipiului, anume acea groapă de colectare, face obiectul, să spunem, amenințărilor pe care ni le adresa Uniunea Europeană, însă problematica de mediu în România părea la un moment dat să fie una destul de serioasă. Da, așa este. Din păcate, România a fost condamnată pentru anumite probleme legate de gestionarea deșeurilor, de închiderea unor gropi istorice. Pot să spun că și grație activității noastre în special, dar și a înțelegerii comunităților locale, a edililor din zonele respective, Gorjul a reușit să nu fie pe această listă a cauzei de infringement cu Uniunea Europeană, însă tocmai asta vreau să spun, că nerealizarea altor obligații la cerințele Uniunii Europene vis-a-vis de această țintă de reciclare a deșeurilor, vis-a-vis de protecția apelor, cursurilor naturale de apă, ne poate și pe noi atrage ca județ într-o anumită cauză de infringement și nu este deloc de dorit. Tocmai de asta ne venim în întâmpinarea acestor situații,
tratăm cu multă seriozitate toate aspectele care ni se transmit de la București, de la minister, cu privire la întrebările și cauzele pe care le ridică Uniunea Europeană, pentru ca noi să nu ajungem în situația în care și Gorjul, prin anumite să contribuie la cauza de infringement a României pe diverse activități. Da, stăteam acum și mi-am amintit, în timp ce vă ascultam, mi-am amintit de o dilemă pe care am avut-o. Ea vizează, să spunem, ceea ce ne forța încă de acum câțiva ani Uniunea Europeană să facem aici la CEO. N-am putut să înțeleg, e o dilemă morală a mea, stimate domn, n-am putut să înțeleg de ce state, atunci era Marea Britanie, era în Uniune, de ce state puternic industrializate, care au poluat de pe la 1870, 1880, 1890, cu acele mari oțelării în sistemul metalurgic, după ce au poluat 150-170 de ani, acum motoarele Uniunii Europene vin și ne bat nouă obrazul. Ne-am chinuit, am retehnologizat, am pus tot felul de senzori, am pus tot felul de bariere împotriva poluării și niște state care, repet, aproape 200 de ani au poluat într-o veselie, vin acum și bat obrazul și forțează niște state mai nou intrate. Noi cât avem? O istorie de 60-70 de ani în domeniul acesta și trebuie să ne raliem la niște standarde destul de ridicate pe ceea ce înseamnă protejarea mediului. E un mister, nu mi se pare etic, nu mi se pare moral, dar pe de altă parte în lumea asta, nu știu dacă mai sunt neapărat chestiuni etice. Da, dacă vă referiți la complexul energetic Oltenia, la carierele și la perspectiva acestor activități miniere, cu siguranță pentru județul nostru este o mare problemă. E o mare problemă. E o mare problemă. Dar, pe de altă parte, și schimbările climatice, emisiile de dioxid de carbon și de monoxid de carbon, iată, vedeți ce se întâmplă în țară, în Europa, au condus la asemenea măsuri. Să sperăm că trecerea de la energia asta convențională la energia verde se va face eșalonat pe mai mult, pe o perioadă mai lungă de timp, astfel încât nu vor ridica mari probleme pentru județul nostru. Ne dorim și noi ca activitățile miniere să continue pe o perioadă cât mai lungă de timp, mai ales că în urma lor apar alte probleme de mediu. Corect. Imaginați-vă aceste gropi imense unde sunt carierele, că vor rămâne fără nicio utilitate. Dar teoretic nu ar trebui redate în folosință? Ba da, tocmai pentru că hălțile de steril acolo unde se depozitează acum sterilul, ele vor fi date în folosință, dar acea groapă va rămâne groapă pentru că nu o să ai cu ce să o umpli. Ori acest lanț al carierelor, pe vremuri, a fost gândit astfel încât o carieră să se ajungă una peste alta, astfel încât să existe la finalul, la epuizarea întregului zăcământ de cărbune de pe zona asta a Olteniei, să existe o groapă, două și nu mai multe. Ori oprind activitatea într-o anumită etapă a extragerii acestui zăcământ, va face la producerea mai multor gropi imense de ordinul sutelor de hectare, care va ridica o problemă la nivelul județului. În primul rând, balanța terenurilor se va schimba, pentru că există terenuri care nu vor putea fi folosite, au fost terenuri agricole și acum, clar, și acum nu mai pot fi agricole. Există, nu știu ce utilitate o să poată da, nu știu cu ce resurse se vor face aceste ecologizări. Trecerea la energie verde pentru Gorj va ridica anumite probleme de mediu. Da, e mai mult decât pertinent ce spuneți dumneavoastră. Nu știu dacă cei de la Uniunea Europeană și-au pus această problemă, dar pentru noi ca județ va fi o sincopă și sincer nu știu cum va putea fi rezolvată, mai ales că presupun, nu sunt specialist, nici măcar n-am citit tangențial, dar presupun că pentru o bucată lungă de timp acele suprafețe mari, vaste, nu vor putea fi folosite la mai nimic. Adică, totuși, cred că va dura puțin până când... Sigur, un proiect de ecologizare a unui hâlț de steril implică anumite etape, inclusiv cu recultivare biologică, cu fertilizare, adică să încearcă să se aducă parametrii ăștia ai solului la parametrii inițiale. Dar, așa cum vă spuneam, aceasta înseamnă resurse, probabil adică resurse bani din bugetul statului, și lucrurile nu prea convin când este vorba de resurse financiare. Anul trecut, sper să nu greșesc, a fost o mare problemă
îi putem spune de mediu, aici la Târgu Jiu, la Groapa de Gunoi, când de altfel ați și dispus alături de alte entități închiderea temporară sau suspendarea activității temporare. S-a generat multă tensiune în spațiul public, diversi primari din județ în discuțiile de la emisiuni, din afara emisiunilor, își făceau griji unde și cu ce costuri vor transporta deșeurile în altă parte. Oamenii în fiecare zi duc la apariția sau activitatea umană duce la apariția deșeurilor. Iată că s-a rezolvat, s-a detensionat, s-a deblocat situația. Există pericolul ca din cauza, nu știu, neîndeplinirii cerințelor pe care le-ați trasat celor de la Groapa de Gunoi să se repete prea curând acel proces? Nu cred. Groapa a fost închisă într-adevăr pentru câteva luni în anul 2020. Atunci mulți factori de răspundere de la nivelul județului, inclusiv din mediul politic, n-au înțeles că rezolvarea unei probleme nu înseamnă crearea unei probleme mai mari. A fost o întreagă tevatură cu toate unitățile administrative teritoriale, cu operatorii de salubrizare, cu toții, unde duc deșeurile. Din fericire s-au găsit soluții, n-a fost ușor, a fost un efort comun al tuturor entităților implicate în această problemă. De ce s-a ajuns aici? Pentru că operatorul care gestionează acest depozit de deșeuri nu a înțeles că trebuie să facă și anumite lucruri pentru cetățenii pe care îi afectează. Evident, cartierul Slobozia este un cartier afectat de mirosul de la Groapa de Gunoi. Ei sunt primii care sunt afectați. În urma măsurilor dispuse de noi s-a realizat acea instalație de ardere a gazelor rezultate din depozit. Acum puteți merge la orice cetățean din cartierul Slobozia și va spune că este mai bine decât a fost. Problema nu este rezolvată în totalitate și nici nu poate fi rezolvată în totalitate, pentru că a fost amplasat un depozit de gunoi relativ la o distanță mică de comunitate și tot ceea ce pot să asigur eu, cetățenii din zona respectivă, că atenția noastră se îndreaptă spre interesul lor de eliminare și de combatere a cât mai mult din acest miros produs de groapă. Prin urmare, avem numeroase controle la operatorul de acestui depozit. Încercăm, chiar am încercat împreună cu el să identificăm soluții. Din păcate, soluțiile pentru combaterea mirosului în integralitatea lui sunt destul de limitate și nu există un caz în țară în care a fost combătut în totalitate mirosul de la o groapă de gunoi. Mi se pare destul de improbabil să poți să ai tehnologia, nu știu, sau să existe tehnologia necesară încât să capteze cu totul. Singura soluție care trebuie făcută și insistăm pe acest aspect este aceea tratării mecanico-biologice a deșeurilor, adică construcția la nivelul județului a unei sau mai multor stații de tratare mecanico-biologică, ceea ce ar face ca cantitatea de deșeuri care ajunge în groapă să fie mult mai mică. Adică să se scoată din aceste deșeuri tot ce se poate scoate pentru reutilizare, iar acolo să ajungă cât mai puține deșeuri. Atunci și suprafața activă a gropii, acolo unde se depozitează și se împinge în fiecare zi cu diverse utilaje, se va reduce. Deci, prin urmare, și mirosul se va reduce. Cantitatea de levigat ar trebui să se micșoreze și aia și la stația de tratare, iar stația de tratare a levigatului să funcționeze pe perioadă mai limitată de timp. Asta înseamnă, presupune și o investiție destul de serioasă. Trebuie o investiție serioasă la nivelul județului, de altfel obligată și prin lege, o tratare mecanobiologică a deșeurilor provenite de la populație. Ultima întrebare la care scurt vă rugăm să ne răspundeți, ar putea fi o investiție a unor entități de stat? Nu știu, mă gândesc la Consiliul Poate Județean sau Primării. Poate fi investiția oricui. O entități private. Deci nu există limită? Nu sau... există nicio limită. Am înțeles. Totul să se facă. Am înțeles. Mii de mulțumiri pentru prezență, stimate domnă. Putere de muncă vă dorim. Cu siguranță, periodic, le vom prezenta celor care ne privesc, celor care ne ascultă, noi detalii despre, iată, spuneam eu, constanta, permanenta activitate pe care o aveți în fruntea Gărzii de Mediu Gorj. Mulțumesc. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și invitatului nostru, o seară cât mai plăcută. La revedere!